Iată că v-ați adunat și mai mulți în această seară și mă bucur enorm de mult că sunteți într-un număr atât de mare și am văzut cu ochii mei și cu sufletul că v-ați simțit minunat și sperăm că și la vă iubesc și vă prețuiesc pentru ceea ce sunt pe orașul meu de Baștină, nu înainte de a-l invita în scenă pe adorabilul interpret de muzică populară, Cristian Bomohaci, pentru dumneavoastră de la Moșun. Vine cu cântecele minunate și sperăm să primiți așa cum se cuvine. De multe ori ne-am întâlnit la Favorit și la Etno și mi-a dat câteva sfaturi pe care am ținut cont de ele și se pare că am făcut bine. Și haideți să-l aplaudăm și să-l primim așa cum se cuvine pe artistul nostru drag de la Moșun, Cristian Bomohaci, pentru dumneavoastră. Eu vă prețuiesc, vă iubesc, vă doresc toate cele bune și să dea bunul Dumnezeu să ne vedem la ediția a doua a festivalului Schinducului și mulțumim încă o dată organizatorul domnului Bogdan, domnului de acolo de la Cristiune și Cristian Bomohaci, dumneavoastră.
Doamne, ajută, bine v-am găsit! Este o bucurie și o cinste pentru mine să întâlnesc astăzi atâția oameni frumoși pe care îl rog pe Bunul Dumnezeu să-i binecuvinteze pe fiecare în parte. V-am adus cântecul meu după o cursă de off-road. Am venit aici din partea dreaptă după vreo 20 de kilometri. Da! Părinte Ovidiu, uitați-vă cine e acolo în partea dreaptă. Domnul bătrân care ne-a ghidat cu băiatul verde. Mulțumim dumnealor, ne-a spus prin munte unde să luăm în partea dreaptă. O să mai aveți, nu-i departe, vreo 18 km. Și am zis, da, nu dăm de civilizație. Și dumneavoastră ați fost acolo. Vă mulțumesc. La ceva, da, dar e găurit asfaltul. 18 km, cred că i-ați numărat dumneavoastră că fost 30. Dați-mi voie să vă când domnul inginer de sunet, mulțumesc că am făcut bune și rele și după cursa de off-road de la... Vă mulțumesc din toată inima, îmi dați voie pentru domnul cu barbă să cânt săracă barbă căruntă. Săracă barbă căruntă, nimeni nu te mai sărută. Hai să trăiască oameni frumoși din Ceahlău, din Neamț, din Suceava, din Mureș.
dumneavoastră să trăiți la mulți ani. Și dumneavoastră. Să trăiți. Săracă bărbă căruță, nimeni nu te mai sărută. Nimeni nu te mai sărută, nici e faină, nici e mută. Săracă bărbă căruță, nimeni nu te mai sărută. Nimeni nu te mai sărută, nici e citovă, nici slută. Da-mă fac luntre și punte, să mai știu bărbat și-n frunte, la-i-la-i-la, voi suși, voi învârchi, să nu dau ori tu copii. Să trăiască barba căruță! Cuc și șterlă m-am făcut, tă-tă-tă-tă m-am înșepuc. Am văzut ce mi-a plăcut și la rând n-am încăput. Cuc și șterlă n-am făcut, că tătăt m-am înșeput. Am văzut ce mi-a plăcut și la rând n-am încăput. Da-mă fac lunte și punte, să mai știu bărbat și-n frunte. La-i-la-i-la, moi suși, moi învârti, să nu dau ori tu copii. Încă mă sunt în putere să răstorn calcule mie, să răstorn calcule mie, să fac la fomei surșele. Încă mă sunt în putere să răstorn calcule mie, să fac la fomei surșele, să rasele eu mărgele. Da-mă fac luntre și punte, să mai știu bărbat și-n frunte. La-i-la-i-la, voi suși, voi învârti, să nu dau portul copii. Mai trec vis-o ferească, tăt fac zgișul să pocânească. A pocni ori n-a pocni, voi vede eu și-a mai și mă. Cât mai trec vis-o ferească, tăt fac zgișul să pocânească. A pocni ori n-a pocni, voi vede eu cum aș și mă. Da-mă fac luntre și punte, să mai știu bărbat și-n frunte. La-la-la, voi suși, voi învârti, să nu dau ori tu copii. Da-mă fac luntre și punte, să mai știu bărbat și-n frunte. La-la-la, voi suși, voi învârti, să nu dau ori tu copii. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul cu barbă căruntă! Vă mulțumesc de toată inima! Vă mulțumesc pentru că am... Acolo în spate, dacă vă uitați, vedeți și ei asupra vede totdeauna. Și Iisus vede bine. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne vede pe toți. Pentru că am fost rugat să cânt, dați-mi voie să vă cânt astăzi special pentru dumneavoastră, cei care ați venit până în vârful muntelui lui, toată casa are o cruce, numai cine poate o duce. Că și eu o duc cu greu, o vai de sufletul meu. V-aș ruga să lăsați să iasă microbuzul, ca să putem cânta mai departe. Poftiți? Acum că până vă-l văd pe domnul inginer de sunet, unde e doamna? Hai dați lângă mine, hai dați lângă mine. E grasă, da. Haideți, vă rog frumos. Nu v-am auzit de pe scenă, nu se aude bine, nu se vede bine. Aplaudați o femeie frumoasă care a avut o pretenție să cântăm astăzi ceva. Hai să știți ce avem să cântăm. Grasă ține casă. Grasă ține casă. Până la urmă,
O cântăm și de aceea, dar îmi dați voi să cânt prima dată că m-au rugat să cânt de acasă are cruce. Pentru dumneavoastră, în mod special. Vă mulțumesc! Ați auzit și de Negrișoara, cântăm și Negrișoara. Dar până una alta vreau să-l chem pe domnul Bogdan. Unde este domnul Bogdan? Bogdan, nu pleca, că este aici omul care a organizat, cel care a pus atâta suflet, să adune atâta mari de oameni aici, în vârful muntelui. Domnul Bogdan Ardelean, dacă este doamnă scumpă. S-a dus să aducă la popa de mâncare. Domnul Bogdan, pe dumneavoastră vă așteptăm. Dacă nu vă cunoșteam dinainte, m-am întâlnit cu domnul Bogdan Ardelean în urmă cu 5 ani la un spectacol în Londra. Dacă nu cunoșteam dinainte, ziceam că sigur e popă după burtă. Ha, dați-mi aplauzul dumneavoastră, vreau să venim pe domnul Ardelean pe scenă.
că datorită dumneavoastră sunt astăzi aici. Și vreau să-l aplaudați. Da, dar să aplaudați, nu-l cunoașteți, dar merită aplaudați pentru că mi-a făcut-o după masă frumoasă. Și am promis că nu vorbiți, nu te rog să luați microfonul, să vă vadă oamenii, să vadă câte nopți n-ați dormit pentru evenimentul de astăzi și cu siguranță ați dat 2 kg jos. O zi și mai ales că soția și cu bebe avem în spital. Acum a venit soția la 2 ore să ne vadă. Am stat vreo 2 nopți în spital ca să vă ajut și mai am vreo două aici cu voi. Deci merită aplaudat acest om minunat. Și îmi dați voie să fac o dedicație specială? Da! Ne-am întâlnit la Londra, ați spus? La Londra și la Moșunea, cu 10 ani. Da, de 5 ani ne-am întâlnit la Londra. Da, ne vedem cu 5. Am o întrebare. De ce ați organizat Haidați încoace? Da. Zicea domnișoara care v-a prezentat că nu se știe dacă nu o să ajungeți primar. Dar la cine ajunge primar în vârful dealului aici? Fără politică. Întreb. Am întrebat și eu. Uitați-vă în zona asta și vă dați seama ce am spus. Păi văd. Asta v-am spus, vă felicit și v-am întrebat, pentru că am câteva curiozități. La ce localitate o să fiți primar sau dacă o să dai Dumnezeu să fiți primar? Și a doua întrebare, ne-ați răspuns, a doua întrebare, oamenii de acolo n-au avut bani de bilet de stau dincolo de gal. Nu, la loja acolo. Acolo la loja. În familia legală, da. Bunica regina. Ok, cu pipa, toată familia. Acolo e familia legală. Îmi dați voi atunci să cânt un cântec special pentru dumneavoastră? Vă rog frumos. Domnul inginer, da să meargă 1 cu 1 face 2, mulți n-au și cântat de noi. Să trăiți la mulți ani! Să trăiți dumneavoastră la mulți ani și dumneavoastră. Mulți n-au și cătat de noi. Ca și omul nu-i nici unul. La 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 la. Dintre doi devine unul. Om de om așa grăiește, Dumnezeu de te zrijește.
mulțumesc dansatoarele mele speciale, vă mulțumesc și frumoase. Unu cu unu face doi, la 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 la, mulți n-au și căta. Hai să aud! Ce s-a bucurat de lui? Dar asta n-o știți. Cine-i supărat pe mine, la 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 la, crească-i coadă ca la câie. Cine-i supărat pe noi, la 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 la, crească-i coarne ca la boi și ocii ca la broscoi. Ați văzut frasă. Marius, să mulțumim doamnele frumoase de rezervați acea rău, dar să meargă, pentru că te toată. Toată mulțumesc, domnul cer de sune! Vai, lăi, femeia grasă, că-i stă bine în orice casă. Tătă lumea se cotește, dar pe grasă o iubește. Nu avem ce povesti, tătă lumea asta știi că grasa ține casa. Să trăiască femeile frumoase! La lucru n-are măsură, vorbe bune ies din gură. Și curat la el în casă, de poți linge mac pe masă. Nu avem ce povesti, tătă lumea asta știi că grasa ține casa. Din emnică și n-are niciun dușman, mă, ei, numai pe getul cântar, mă. Nu avem ce povesti, tătă lumea asta știi că grasa ține casa. Să trăiască de mine frumoase. La bărbat tătele fașe, și e în casă pașe. Și îl laudă mereu, mă, ăsta-i bărbățelul meu, mă. Nu avem ce povesti, tătă lumea asta știi că grasa ține casa. Mulțumesc că tot sunt frumos, mă. Faină-i femeia grasă, roșie și sănătoasă. Să-i și ieși de oricui, mă, e grasă din polul lui, mă. Nu avem ce povesti, tătă lumea asta știi că grasa ține casa. Nu avem ce povesti, tătă lumea asta știi că grasa ține casa. Vă mulțumesc! Doamna din centrul parcului Regalul, cântați cu mine! Nu, nu, dumneavoastră, da, întotdeauna, da! Dumneavoastră că sunteți cei mai slabă de acolo! O cântăm împreună? Nu avem ce povesti, tătă lumea asta știi că grasa ține casa! Am dreptate, doamnă scumpă! Aici este o doamnă beteagă, slabă, sunt dar pentru slabe, nu cătați! Cine e frumoasă și sănătoasă și grasă. Să le dea Dumnezeu sănătate la toate femeile frumoase. Doamnă, o cântăm? O cântăm? Da, trimiteți o bere în cauciul la bătrână. Păi da, am făcut dedicații speciale, nu s-o să nimic pe scenă. Nici dumneavoastră n-ați primit nimic acolo, să trăim la mulți ani. Nu avem ce povesti, tătă lumea asta știi că grasa ține casa. Știi tu cine știe, cred că sigur aveți una grasă acasă. Nu avem ce povesti, tătă lumea asta știi că slava ține casa. O să trecem și dumneavoastră. La mulți ani să trăiți. Care aveți oi aici, de tot îmi spuneți să cântăm pe aia cu acea așa? Care aveți oi? Dumneavoastră, aveți oi? Mă, haideți, ați lasă margă atunci.
Dar domnii care o cumpără cu 27 de lei. Ai, să trăiască oaceșa, să trăiască și băla, dar și cine vine lâna. A, și cu aia. Părinte Ovidiu, nu știu cum să explică faptul, chiar trebuie să-l întreb pe domnul Bogdan, cum de vânt cu multe lui din la flori tinere cu ele pe scenă, că pe unde când în bateria astea tinere de 70, de 72 de ani, pe scenă. Era la un spectacol acum, nu de mult, la Covasna și domnul Sergiu Vitalean Vaida a zis, părinte, asta e diferența între mine și dumneavoastră. Că dumneavoastră vă dau florile, doamne, de 70 de ani și ele de 70. Vă mulțumesc cu toată inima. Haideți să cântăm și pe aceea. Să trăiască oaceșa, să trăiască și băla, dar și ne mâncă brânza. Așa o să sunt doamne aici. Să nu zic că o să le stai în gât.
că știți cine cântă de oi, nu măr niciodată să vă adăune să cresc oile. Mă aduc aminte, eram student la București și am fost într-o fermă în Glina, lângă București. Și vă dați seama că acolo unde să cresc animale, este un miros mai deosebit, mai greu. Și când am urcat în troleibus, care mergea spre centru, toate doamnele cârneau din nas și spune, vai ce putea vacă! Vai ce putea vacă! Da, la care o doamnă zicea, bău putea vacă! Doamne, nu știți pe asta, dar vă punct eu. Uitați-vă, întotdeauna câte o femeie slabă, ține o poșetă în spate. Dar o femeie grasă, întotdeauna ori un cucuruz, ori o bere, cum ține domnișoara de acolo, ori o îngețată. Astea slabe, pe cu grijă să nu-ți iau poșeta. Și bărbatul. Astea grasă știu că ne iubește bărbatul. Nu aveți ce povesti? Ziți-vă, doamne, că nu-i așa. Păi nu-mi aplaudați. Când ați aplaudat de rogine și că sunteți cu chită de doctor, odată adeverință, n-ați văzut, nu trebuie să aplaudați. Doamnă, vreau să vă câștească. Și asta nu știți. Dacă nu vă vedem cu mâna plină de mâncare, nu mă aduce în aminte. Pentru că cu amândouă, nici nu vă cap pe telefonul mână. Ei, să trăiască o aceșa, să trăiască și bălada, să trăiască și popa. Îmi dați voi să mai dedic o cântare specială pentru domnul patron, administrator acestui colț de rai. Și vă mulțumesc, domnul Bogdan, pentru bucuria care mi-a făcut-o într-o această după masă. Mi-a trecut supărarea că am crezut că nu mai ajung în vești. Am crezut că mai ușor să ajunge rai ca aici. Dacă aș fi pe centru, m-am venit, nu a dumnealor, domnii aia, doi, tri. Dacă ați vrea să veniți pe scenă, m-aș bucura mult. Veniți lângă mine, haideți. Veniți lângă mine. Da. Haideți lângă mine. Să vedeți dumneavoastră de când îmblă pe drumul ăsta șopățit. Haideți lângă mine. Nu vă puteți da seama, nu cred că ați fost vreodată pe un drum forestier, ați fost vreodată careva. Ei, dumneavoastră care locuiți în zonă, dar ceilalți nu cred că ați fost. Dacă ați vedea ce ogâși mari sunt, tractoarele, cred că tafurile pot umbla, dar Dacia noastră nu cred. Dar să știți că dumnealui avea Dacia acolo și m-am gândit că îmblând cu Dacia, consecințele mașinii purtate de la izvorul alb până aici, să vedeți cum... Haideți lângă mine. Aplauze un om tenerar care locuiește vârful munților. Să știți că dumnealui mi-a spus cum să ajung aici. Vă mulțumesc de cinste. Vă mulțumesc de cinste. Hai, dați-o pe cât mai aproape să vă vadă oamenii frumoșate. Hai că nu cicăm. Hai. Dacă nu te-ai temut pe lângă prăpastile pe unde treci cu mașina, vă dați seama cum mergem așa, vum, vum, vum. Atât aș o dat ghințe de oameni, mi-o sărit din gură. Hai, salutați. Nu i-am de mult. De când? În circul eu și la 78 de ani ai lumii. Aplauze pentru un om frumos al munților de 78 de ani. Vă mulțumesc. Dumneavoastră mi-ați spus unde să ajungem. O zi bună. Acolo. Și mulțumim părinților, a venit la noi aici în zonă. Sunteți idolul meu. Doamne ajută. Am ținut totdeauna și vă iubesc și vă stimez. Vă mulțumesc de toată inima. Secretul dumnealui că au ajuns 78 de ani a spus că ascultă numai muzică populară. Așa că îmi dați voi pentru dumneavoastră și pentru domnul Traian Boca. Hai da, domnul Traian, aici lângă mine. Dacă nu nimerem cu... Nu se tăr. Da. Vă rog, din toată inima. Să rămâneți un pic pe scenă, vă rog. Hai da, să vă spun ceva, că nu mă cunoașteți mulți. Ați auzit lucruri bune, dar rele cele mai bune, dar nu ați auzit toate relele. Când mă duc la un spectacol, trebuie să fac dedicații speciale la omul care m-a chemat. Că dacă m-a chemat și eu mă plătește, trebuie să-l laud. După aceea trebuie să-l fac o dedicație și la popa, că tățăcanul își trage foc la oala lui. Și șeful de post că ne parchează mașina, primarul că e liderul și edilul din sat, de acolo, din comună. Și minte nașii văd. Doamne, nu aveți de ce ești slabă, că duhănești. Da. Am găsit secretul. Da. Vezi cum te-am crezut în mâța în sac și ți-și ucă vestea grasă. Da, duhănește, că vezi cum te duce popa. Și domnul director, hai dați lângă mine. Și atunci am văzut să fac dedicație la toți oamenii din cei care m-au chemat.
Pe primar îl văd cu banderolă, n-o că este primarul. Pe domnul șef de post îl văd cu galoanele pe umăr, n-o că este șeful de post. Dacă nu-l găsesc acolo, în primul rând, e undeva pe mijlocul drumului, că totdeauna circulă el. Pe mijlocul drumului și încurcă circulația. Ați observat că unde este un polițist, întotdeauna e circulația dată peste cap. Ați observat. Și am văzut că trebuie să-i fac la popa. Și părintele nu vine cu referendă ca să nu o jenieze pe doamna preoteasă de referendă. Știți? Și apoi vine civil. Și atunci mă uit, care-i popa? Și mă uit așa, mă uit așa. Și unde văd o burtă mare, zic, nu, ăsta-i popa. Și dacă mai văd și o barbă ca la domnul Traian Boca, zic, plătul popa ăsta. Aplauze pentru domnul director Traian Boca și vă mulțumim pentru bucuria care ne-a făcut-o să fim astăzi în acest post general. Aplauze pentru domnul Traian Boca. Zice, din al 9 secunde să-i dăm ceva la omul ăsta, dar la ăsta nu-i dă nimic, nu da? Așa. Uitați-vă, Ferenice Ovidiu, cât numără. Când dați voi pentru domnul Traian Boca să-și capi și ce l-a buzunar. Hai, da să mă rog, domnul Jilera, a fi om e lucru mare, a fi domn, e o lucru mare. Și domne Ion de-mplare, a fi om în lucru mare, a și domne Ion de-mplare. Pe domn poate fi oricine, dar om cu ei să fie omule. Mulțumesc să trăiți la mulți ani! Să fii mare nu-i mirare, să fii om nu-i lucru mare, să și mare nu-i mirare, să și om nu-i lucru mare, să și mare nu-i nimică, omenia te ridică, omule. Bune, e ca greu putășune, omul hât cu haine bune, e ca greu putășune. Omul fain cu haine rare, cât îi stă bine cu ele, omule. Să trăiască și mureșenii noștri dragi, familia Popa, să trăiesc la mulți ani. Și grei om de omenie, nu grăiește ce nu știe. Și grei om de omenie, nu grăiește ce nu știe. Care-i omul poți să-l știi, numai să prinda grăinii omule. Să pleci în ziua noastră la lețeană, și la copăciune. Păi și mi-am trăit viața mă, lume nu mă judeca mă, păi și mi-am trăit viața mă. Judecă-mă de-o-i muri, când noi mai putem iubi ca omule. Judece-mă Dumnezeu, i-a fost bine, i-a fost rău ca omule. Vă mulțumesc de toată inima. Cu adânc respect, vă sărut mâinile cu care m-ați aplaudat și rog pe bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumesc pentru cinstea cu care ați aruncat țigara din mână. Vă mulțumesc. Nu, am luat-o ca un semn de cinste adusă lui Dumnezeu. Și pentru, încă o dată, pentru fiecare cântec pe care l-ați ascultat din țara Năsăudului, îl rog în seara asta pe bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și cei de la lojă și cei care au stat aici lângă noi, vă mulțumesc! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Vă mulțumesc! Și de Brișoara, pentru că nu mai putem cânta, numai că trebuie să mai merge și în altă parte.
Și dacă ați ști prin ce cascadorii mândrăm noi încolo pe stedealul ăsta, putem merge și la vale. Că la vale merită prostul. La deal e drept să mergi.